foarte frumos și în realitate și la televizor. Vă pup! Mulțumim! Salut, revenim, Monica! Bine v-am găsit! Tu ești foarte frumoasă! Sunteți minunat! Temi este acasă? Nu, Temi este la repetiții, că doar de-aia a venit săptămâna trecută și ți-a povestit de mama mea. Au început, da, uite, repetiții. Au început repetițiile, da. Și în weekend au și în weekend reprezentațiile de la Sala Palatului. Ai fost? Am fost, am fost și la o primă repetiție și am fost și la două spectacole. E un cast amestecat, știi că-s două distribuții și se amestecă când unul, când celălalt. E foarte interesant să vezi de mai multe ori. Mai multe. Mai multe am ascultat și indicațiile, ultimele indicații ale regizorului. Evident, le-am trecut prin prisma mea, le-am explicat și i-am spus, uite ce voia, ce cred eu că voia și că... Să știi că tot zice aia din aur de 23 de ani. E foarte interesant să poți primi criticile din partea soției sau a soțului și să nu te superi. Și le-am sușit? Și le-am sușit. Și le-am sușit. Asta e bine. Super băiat. Temida, vreau să-mi povestești cum a fost vacanța voastră în Maroc. Să știi că el le-a spus cam pe toate. Am primit această vacanță cadou de ziua mea din partea soțului. Am plecat doar noi trei, nu am întâlnit urmă de român. Și vreau să spun că... De ce zici asta? De parcă ar fi ceva. Nu, n-ar fi. Știi care-i faza? Că atunci când întâlnim oameni în români în străinătate, îl recunosc fie pe el, fie pe mine, fie ne recunosc familia, că din Facebook, că din spectacole și așa mai departe. Și vrei, nu vrei, poate în momentul ăla n-ai discreția. Da, da. M-am surprins în Marrakech, chiar m-am surprins. Ce am avut noi noroc, că eu eram ușor pierdută, îți spun cinstit, zic, măi, e o țară foarte străină pentru noi, e cald, nu știm cum să ne descurcăm. Și atunci el a ales o agenție care a zis, bă, avem totul acolo. Unde vrei ceva, suni. Ai sunat, ți se oferă tot ce ai nevoie. Ai nevoie de ghid, mergi în ghid, ai nevoie de excursie, mergi în excursie. Vrei singur, te duci singur, vrei să stai, nu este nicio... Tu alegi tot ce alegi, suni. Dora, s-a simțit bine? S-a simțit foarte bine, da. Bine, atâta vreme cât am avut piscină mare lângă, nu mai contează absolut nimic. Ce ați mâncat bun pe acolo? Măi, am mâncat de toate. Mâncarea era foarte diversă, puteai să alegi orice. Dar ceva așa deosebit au ei? Ceva deosebit, așa... culinar? Da, având în vedere că noi nu mâncăm carne, nu prea am avut, n-am de ce să mă leg, pentru că ei au avut fructele de mare, la tanjinele alea ale lor, alea erau foarte bune și era imposibil să nu testezi în fiecare zi ceva, așa că pește am mâncat foarte bun. Deci de toate. Nu mai vorbiți de mâncare! Da. Vă rog frumos! Era prânzul lui, ai dreptate. Se face foamea lui Florin imediat. Da. Și acum gata, școală. Asta vreau să zic, școală și se deschide stagiunea, nu? Da, se deschide stagiunea, am început școala și eu și fiica mea am fost foarte supărată cu faptul că ni s-au furat 4 zile din vacanță. Eu sunt setată să încep școala pe 15. Adică merge azi pe 17. Nu. Era foarte bine să începem pe 15 vineri, pentru că ziua de început este oricum zi pierdută. Pierdută. Da. Nu faci altceva decât să stai într-o buluceală oribilă în careu. Ne întâlnim, copiii primesc cărțile, se duc acasă, n-au înțeles nimic. Avem și noi timp sâmbătă, duminică, să luăm după lista doamnei învățătoare ce caietele ne trebuie, ce așa... Mai cumper exact ce trebuie sâmbătă, duminică și veneai luni la început, așa cum trebuie. Țiplă, domnule. Da, nu, a trebuit să pierdem toată ziua. S-a pierdut de toată săptămâna. Toată săptămâna s-a pierdut, crede-mă. Copiii nici măcar nu au învățat să se trezească. Adică, mamă, dar nu suntem în vacanță, ce facem? Mergem la plajă, la mare, unde? Nu, suntem la școală. Ce vedem în stagiunea nouă și unde? Am început stagiunea, am început repetițiile la Teatrul Național, în primul rând, unde activez. Și acolo vreau să amintesc două spectacole, eveniment, aș spune, pentru că nu sunt, așa cum am mai venit aici la voi și am povestit de comediile bulevardiere, comediile sunt spectacole pe care oamenii vin să le vadă, tocmai ca să se delecteze, să mai uite de ale lor. Sală plină. Dar un Regele Lir sau o Livada de Vișin sunt spectacole eveniment, nu se fac așa tot timpul. Adică trebuie să-l urmărești și să-l vezi. Și începem aceste spectacole acum în stagiune la Teatrul Național. De altfel, Teatrul Național și-a reluat cam toate spectacolele. O să tot găsiți pe pagina teatrului. Am reluat și comediile de la Elisabeta, unde joc cu Aurelian și de care am mai vorbit. Am reluat și turneele prin țară cu pijamale. Ați jucat vreodată roluri în care să nu fiți neapărat împreună?
Să fiți dușmani? În dezbracă-te vreau să-ți vorbesc. El nu este soțul meu, este amantul meu. Dar dar se dovedește a avea o altă amantă și nu-l mai suport deloc. Adică suntem pe amfroa total. Ai aflat ceva nou cu ocazia despre temi? Băi, nu știu. Cred că am rămas la nivelul personajelor. Aha, e perfect. E mai șarmant ca personaj amant sau ca personaj soț? Băi, aveai niște întrebări mai simple. Da, da, ce Dumnezeu le-ai complicat? Normal, Răzvan, astea sunt doar în mintea mea bolnavă. Da, da, e interesant, e interesant. Mai ales când e amantul pe care nu-l pot avea, știi? Ah, și iubirea interzisă. Da, da, iubirea interzisă. Deci, clar, ai aflat și lucruri noi despre temi. Pe Facebook, Instagram vă găsim, te găsim? Da, 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 da. Pe Facebook, în general, îmi promovez spectacolele și nu numai, evenimentele speciale, pentru că avem și evenimente speciale și despre două vreau să vorbim, mai special despre unul. Dar uite, pe 20 vreau să invit bucureștenii la un spectacol, eveniment unic. 20 acum? 20 acum, joi. Joi. Da, în Piața Unirii. N-o să ne mai dăm întâlnire la ceas la universitate, o să ne dăm întâlnire de joi încolo, la fântân la universitate. La Unirii. La Unirii, pardon, la fântân la Unirii. Pentru că fântânile de la Unirii, ai văzut că acolo a fost demolată un șantier, da, da, da. E, au promis că ține șantierul vreo 5 luni, mă, 5 luni, 5 sau 6 luni a ținut, adică au fost niște nemți care au făcut acolo. Sunt gata. Pă bune? Da, avem un mega show și am și eu și soțul să avem șansa să fim în scenă alături de Orchestra Simfonică București, o să prezentăm programul lor. Da. Sunt și doi dansatori foarte drăguți din compania de dans Gigi Căciuleanu, Ana și Bogdan. Ei vor face spectacol și apoi spectacolul prin magie, datorită celor de la Les Atelier Nomad, se transferă pe fântân și vom avea un spectacol de apă, muzică, lumini, așa cum nu s-a mai văzut în Europa, pentru că vom avea într-adevăr niște elemente care se folosesc pentru prima dată în lume. Deci joi, da, ora? Joi. Joi la ora 20 începe concertul, la ora 21 spectacolul de lumini. Primăria și cu Apa Nova au făcut să ne întâlnim acolo și au zis că întotdeauna o să ne întâlnim acolo la fântân la Unirii. Hai că ne vedem!